oală care nu lipește, punem un pic de apă cu țicăței care sunt, îi dăm într-un clocot ca să putem să pregătim drobul de picat de pui. Putem face drob de picat de miel sau de pui. Nouă nu ne place miel, facem de pui. Și punem și un pic de sare în acest ficat ca să rămână un pic tare, nu mult, că este de pui. Dacă îl fierbem prea mult, se face prea moale. Dacă era din ăsta de miel, nu puneam sare că l-am întărește. Da. Între timp curățăm zarzavatru pentru drop, ce ne trebuie. Pătrunjel, mărar, usturoi verde, ceapă verde. Ne pregătim să le curățăm. Spălăm pătrunjelul, îl tocăm, spălăm morcovul, o să-l tocăm pe fiecare în parte și pregătim până clocotește. Acum spălăm mărarul, care l-a fost curățat, și îl tocăm și pe el. Nu-mi dau seama. Ce-ți merge, mână, doamnă? Da, să lucrăm aici, că aici se pune foarte mult nisip. Da, la ușor, nu? La ustră și la ceapă. Și le întocăm. Fiecare curăță a lui, nu știu, că n-am stat lângă ei când fac eu aceste minte. El? Da. A dat într-un clocot? Într-un clocot, acum strecurăm. Uitați așa. Și lăsăm un pic să se... Da. Aici ceapă verde, frunze de ceapă verde foarte multe pentru drob. Așa. E de bine.
căței îi tocăm și pe ei. De data asta noi nu avem mașină de tocat și tocăm la bucățică, așa. Ăștia că ție nu-ți plac prea mulți și așa o să fie alt gust. Dar zi-ți, îmi plac, îmi plac. Chiar din ăștia ce mai putem face din ficat? Prăjit la cuptor, aia, la cuptor, meze. Cum l-am opărit acum, mai bagi în cuptor. Da. Păpa de, de ceapă verde cu zi. Păi și peste o săptămână, două, nu o să facem și noi, mai schimbăm meniul. Da, da, da. O să fac pateu, pot să-ți fac ca un fel de pateu. De casă. De casă, că ți-am zis, sunteți. Am tocat zazavatul, am tocat ficățelul, am pus și un pic de carne de pasăre, punem și un pic de sare. Așa, sare, piper, foarte puțin. Dacă vă place mai condimentat, poți să spune mai mult. Da, fiecare după gustul lui. Punem ouășoare. 1, 2, 4, dacă nu pui ouă. Cantitate de 1 kg de carne pentru un drop, punem cam 6-8 ouă, în funcție de cum ne dorim. Mai vrei să aduc? Punem cam 5-10 lingurițe de ulei. Una, două, trei, patru, cam 5 linguri de ulei. Așa, bun. Ave mestecat cărnița. Pentru drog. Lasă-mi cu un părăzit. Acum îl lăsăm să magereze un pic, între timp curățăm ouăle care le-am fiert și le... pregătim. Așa. Imediat. Între timp am curățat niște ouă și am curățat și câteva care le înroșisem și au crăpat. Pentru să le punem în drob. Așa. Tăvile se vor spăla acum puțin cu puțină apă. Uitați așa. Le lăsăm să se scurgă două minute. Așa. Între timp pregătim cuptorul să se încingă. Da. Îl pregătim. Este cald, ai grijă. Pac. Și am dat foc, uitați, închid, îl lăsăm așa un pic să se ducă. Ca să ungă fundul tăvii, că dacă n-au ulei, nu se face bun drogul. Așa. Acum, frumos, luăm din cărniță și punem. Pus, băgăm un ou aici și unul mai pe aici, să iasă frumos. Acum l-acoperim cu cărniță din nou. Pregătim și pe cealaltă.
ușorul. Pasta urnăm altfel. Așa un pic. Uh-huh. Se poate pune ouăle întregi cum le-am pus în prima. O să-l faci așa. Așa. Acum umplem cu restul de cărniță care a mai rămas. Punem așa. Și le băgăm la cuptorul bine încins. Timp de 30-35 minute, chiar 40, în funcție de cuptorul fiecăruia. Când este gata, se face deasupra o crustă maronie și un pic tărișoară, așa. O să vă arăt. Le introducem în cuptor, bine încins. Iată. Iată. Așa. 40 de minute, 45. Cam așa. Uităm la drob. Drobul este gata. Uitați-l, așa trebuie să arate. Pe margine să fie un pic maroniu. Uitați cum este acesta. Și îl scoatem din cuptor.